Știați că lebedele nu divorțează? Dr. Livius Pășsi ne va vorbi astăzi la Momentele Creației despre loialitatea acestor păsări față de partenerul lor. Majoritatea păsărilor sunt fidele soților lor pentru perioade lungi de timp. Dar campioana fidelității conjugale este lebăda. Există varietăți de lebede în America de Nord și în Europa. Cercetătorii au observat că fiecare lebădă are un model unic de pete galbene și negre pe cioc, așa încât pot fi identificate ușor. Aceasta le-a permis cercetătorilor să urmărească viața lor ani în șir. Aceste creaturi frumoase au o viață destul de lungă. O lebădă, de exemplu, a fost observată timp de 26 de ani. De obicei, lebedele depun 4 ouă în sezonul de clocire și se înmulțesc în majoritatea timpului vieții lor. Lebedele își cunosc și își protejează teritoriul. Dacă apare o confruntare pentru hrană sau loc de cuibărit, câștigătorul este de obicei masculul cel mai mare. Dacă se iscă o ceartă, masculii se confruntă, iar soțiile lor îi încurajează de pe tușă. Dacă o lebădă care este singură găsește o rezervă de mâncare, este alungată de un cuplu. Cuplurile de lebede rămân împreună toată viața. Cercetătorii spun că nu au observat niciun caz de divorț la cuplurile de lebede care se reproduc. Nu au observat nici infidelitate conjugală la lebede. Dacă unul dintre soți moare, cel care supraviețuiește așteaptă mai mult de un an până când să își găsească un alt soț. Este cunoscut chiar și un caz în care o lebădă a așteptat 6 ani.